Bună seara, bună seara, bine ați venit! Salut! V-am găsit, salut, salut! Servus! Pentru Bună cei care nu mă seara! știu, eu sunt Sergiu Axinte, antreprenor în pielărie, iar astăzi îl avem invitat pe Vlad Rebreanu. Vlad, binevenit și Bună, mulțumesc bună! că ai acceptat invitația mea. Cu mare plăcere și mulțumesc și eu de invitație! Vlad, spune-ne, te rog, tu cum ai intrat în domeniul ăsta? Cum ai început să lucrezi cu pielea? Prima dată m-am apucat de fumat tutun și nu aveam tabacheră. Și luasem ceva din comerț și nu mi-a plăcut și am tăiat bucata de piele și am cusut-o eu mai mică, mai făceam ceva tabachiere la început. Și după aia tot așa, cineva a vrut un portofel, i-am făcut un portofel și de acolo am ajuns aici. Și de tatuat pe piele, cum a început? Eu lucrez și la un salon de tatuaje, eram manager pe atunci și tot așa, la sugestia unui prieten, le pirogravam înainte și la sugestia unui prieten tot am zis, mai să-ți dau un aparat, vezi cum iasă dacă tatuezi și m-a ieșit chiar surprinzător bine. Și de acolo am tot dezvoltat. Bine, înainte nu lucram cu culoare, că mi se părea că se șterge culoarea, nu aveam înainte nici cu ce să dau peste cumva ca să nu se șteargă și portofelele mai vechi care nu au fost protejate, cumva s-a negrit pielea de la purtat, mai ales fiind portofele și nu se mai vede așa bine desenul, dar am rezolvat între timp. Ai rezolvat cu o fixare, bănuiesc, nu? Da, cu fixativ de ăla pentru vopsea. Pentru vopsea de piele. Și după ce fac tatuajul, dau ce am folosit eu până acum și au mers, spray-ul ăla pentru Adidas, pentru impermeabilitate la Adidas. Și atunci îmi fixează puțin culoarea și tușul și după aia dau cu fixativul. Ok, super, super. Și cum se cheamă, aparatul ăsta de tatuat e probabil puțin diferit față de cel care tatuează Nu pielea e umană, da? deloc diferit. E exact un aparat de tatuaj. Bine, sunt mai multe modele. Sunt pe bobine, alea mai vechi cu două bobine. Ăsta e rotativ, cumva, e motor normal. Care învârte acolo, poc, poc și tot așa cu ac. Deci, exact ca și la tatuatul pe piele, atât cât că aici, dacă ai stropit un pic cu pielea, nu mai prea ai cum să repari. Numai dacă depinde de modelul care îl tatuezi. Ok, super, super. Și am mai vorbit noi și îmi spuneai și ceva de niște fonduri europene. Poți să ne împărtășești puțin din Da, experiența ta? luasem acum, cred că au trecut vreo 3 ani de când le-am luat. Au fost ceva fonduri luate printr-o firmă de consultanță, cumva au luat ei ceva fonduri mai mari și după aia au împărțit ei pe la alții mai mici. Deci nu au venit nici măcar aia 44.000 care se dau la startup, au fost undeva la 33.000 de euro. Dar le recomand pentru cine lucrează în serii mai mari sau în ceva de genul, pentru că pe partea de custom nu prea mă ajută foarte mult. În sensul că trebuie să ai angajați, și plus cu toate cheltuielile la stat cu astea, adică cine a recomenzat multe custom, ar merge. Dar da, cred că e un ajutor bun de început, dacă vrei să treci, nu știu, să iei un laser, să ceva de genul, pentru chestiile astea mai mari un E un picuț. ajutor bun de început, dar dacă ai comenzi, adică dacă n-ai, te Exact, îngropi. exact, exact. E chestia că Adică. poți să-ți iei niște utilaje care, nu, să zic că nu ți le-ai luat poate dacă n-ar fi chestia asta cu proiectul. Știi, eu asta ziceam, un laser, o mașină de cusut. Da, ideea să crești productivitatea cu și numărul comenzilor pe care poți să le faci cu aceste utilaje. Că dacă faci tot același număr de produse și nu ai o valoare adăugată produsului în așa fel încât să poți să ceri mai Exact. mult,
nu prea are rost, nu se justifică Și efortul. să ai Da, cui pentru să-l că vinzi. da, asta zic, deci merge cred că făcut pe serii mai dacă faci ceva serii mai mari care nu știu, te bași pe ceva market de ăsta în care să vinzi. La mine cum sunt chestiile super personalizate, să zic așa, că pe lângă portofelul care e personalizat, mai vine și custom-ul cu desenul. Nu prea ai cum să le faci să bată bine. Da. Și care sunt limitele tatuajului? Pe ce tip de piele se poate tatua și pe care nu? Pigmi. Cum se face tatuajul Eu, întâi? în mare parte, m-am folosit Nubuck și Crazy Horse. E chestia că dacă am lucrat și pe vegetală, am lucrat și pe crom. Acum, oricum, în principiu ar trebui să fie pielea deschisă ca să fie contrastul. Că degeaba lucrez pe cea mai făcut pe piele închisă, doar cu negru, că acolo e contrastul. Și dacă pui culoare, deja nu se mai vede așa ok. Dar e chestia că intră super bine în piele. Deci am încercat să scot cu dremelul, cu șmirgăl, un desen și nu am reușit. Deja eram aproape pe partea alaltă a pielii. Dar așa ca și piele pe ce am lucrat și mi-a plăcut mie mult, a fost nu bucu, să-i zic așa, pielea aia de bocang. Și tatuez cu blanc, adică fără culoare inițial, nu? Nu, cu culoare. Cum fără culoare? E chestia. Direct cu culoare și nu sare pe lângă? Aici e secretul, nu știu dacă să ți-l zic sau nu. Da, ideea, Faci cum vrei. glumesc acum. Am mai văzut pe la alții, ca și la tatuaj, înainte se dă cu vazelină medicală. Deci aia o dai pe piele și atunci cumva se șterge mai ușor tușul care îți pică. Ei, aici dacă dai pe pielea asta de vită, să-i zic, cu vazelină, automat deja se închide la culoare. Și atunci, de fiecare dată când ștergi tușul ăla negru, ție cumva îți înnegrește pielea, deci nu o mai scoți așa curată cum era la început. Și atunci las acul puțin ieșit mai în afară, atât cât să nu-mi picure pe bucata de piele. Deci cumva e ca și cum aș face cu pixul, să zic așa. Atâta cât că acul intră un milimetru bun în piele. Și atunci, iară problema cu designul, cu desenele, unde-s două liniuțe, acum cine are tatuaje știe, unde-s două liniuțe apropiate, pielea cum sugativează, alea se vor uni. Și atunci nu poți să faci chestii super detaliate, portrete cu umbre, cu tot felul de chestii. Pentru că se vor uni și nu o să iasă cum trebuie. De asta eu recomand tot Da. timpul portofelele mai mari. Am eu modelul ăsta de portofel făcut long wallet, să-i zic așa. Și atunci asta are o suprafață de vreo 17 cm în care poți să intri un desen mai mare. Nu știu dacă se vede. Se vede, se vede, se vede. A, deja și scheletul ăsta e super micuț. Super înghesuite chestiile pe el, deci nu poți să faci multe detalii. Dar da, merge cu culoare, cu tot felul de chestii poți să. Acum am trecut și eu la serie. Ei, mergi la un festival ceva, nu-i... Deci. Na, cam așa ceva iasă. Și asta e ceva piele, crom, nu-mi prea place culoarea ei, dar. Te ajută la contrast. Da, uite, mai am ceva închise la culoare, cam așa rămâne dacă e pielea închisă la culoare. Acum nici camera nu cred că e super bună, sau lumina cel puțin. Ai. Deci deja se pierde, fiind pielea portofelului închisă, rămân un picuț culorile, dar nu se distinge extraordinar de bine. Bine, în realitate se vede mai bine decât pe cameră. Dacă zici că intră 1 mm acolo, înseamnă că pielea trebuie să fie destul de groasă. Folosesc pentru coperțile astea undeva la 1,4, 1,6, cred că. N-am stat niciodată să o măsor, dar cam pe acolo.
E, ai șubler în degete. Ai șubler în degete deja. Am ăsta micu. Da, ăsta de alamă, faină sculă. Da, da, da. E de poze mai mult. Dar tu l-ai în degete, adică cine lucrează cu pielea începe să-și dea seama, da. Asta zic acum. Chestia e că eu majoritatea portofelilor le și tapizez, să zic așa, cu material pe interior. Mai ales astea mari, pentru că nu mi-a plăcut niciodată cum se vede pielea pe ăsta și atunci bag ceva la majoritatea material pe interior. Și atunci, dând lipici, automat întărești cumva coperta. Și dacă e piele mai moale, automat se întărește puțin, stă mai ok. Pare să fie o nișă destul de îngustă asta cu cei care A cumpăr. fost, gata, da, secretul, gata, a fost îngustă nișa. Păi nu, că e vorba de nișa de clienți, că... Și eu am rămas surprins, am zis că mă fac, bine, acum eu am chestia asta, mai cu cranii, mai cu chestii de-astea. Dar păi, am avut comenzi cu pisicuțe, cu biciclete, cu... e chestia că pot să person... logo-uri iară. Deci la laser poți să faci, dar îți dă într-o culoare cumva și atunci pentru cine are un logo... Bine, mai există și chestia de carving care iară e tare, cu pictură. Nu, care poți să le faci, știi, da? Deci chiar e diversificată clientela, să zic așa. Cum reușești să ajungi la cei care vor exact ceea ce greu. Faci tu? care sunt canalele? Eu consider că, adică cel puțin la mine așa au fost pentru început și asta am recomandat la toți care au început să facă ceva chestii handmade micuțe. Chemați-mă la ziua voastră și sigur o să vă aduc un portofel, că ce să vă aduc și eu, știi? Și atunci, din mână în mână, din gură în gură, cât cineva a pus portofelul pe masă, altcineva a întrebat de unde l-ai, cum îl ai și așa au mers. Bine, acum îi da și partea asta de social media, Facebook-ul, Instagram-ul, care... n-a ajuns și la alții, dar în mare parte așa au mers. Cam până acum cam tot așa au mers, din gură în gură și din buzunar în buzunar. Și ori pe unde am fost tot timpul, ți-am zis, cine m-a chemat la ziua lui, fac un portofel dacă nu are de la mine și îi reclamă și pentru mine. Da, da, da. Da, păi clar, dacă inviți pe cineva care lucrează în piele și ăsta e... asta e hobby-ul lui sau poate asta face full-time, te poți aștepta. Da, câteodată da. Mă gândesc că poate unii mă cheamă la ziua lor numai să le duc portofel, de fapt. Da, da, da. Și în afară de faptul că nu poți să faci foarte multe detalii, care mai sunt limitele tatuajului? De exemplu, iară, cum spuneam, culoarea pielii. Dacă cineva vrea un portofel negru, trebuie să trec la partea de patch pe portofel. Și atunci pun un patch de culoare mai deschisă, care îl tatuez și portofelul fac negru. Dar în rest nu prea sunt alte limite. Ok. Mă întrebam cum... Cum ar arăta o canapea sau o tapiserie auto sau Și eu de mă întrebam, motocicletă? mi s-a mai cerut la un moment dat să fac pe ceva geacă de piele, dar am făcut pe ceva mânuși de alea de lucru, de alea de galbene. Fiind pielea foarte moale, parcă nici nu stă tușul, sigur e tratată aia cu ceva mai mult decât pielea normală. Parcă nici nu intră tuș așa bine și se lucrează și greu, fiind o piele foarte moale. Și atunci depinde și la bine, la canapea mai întins, așa. Spusese în data trecută, am văzut un motor făcut, inclusiv jantele de la motor erau îmbrăcate cumva în piele și tatuate cu ceva desene old school, care arăta destul de impresionant, tot motorul îmbrăcat în piele tatuată. Dar acum chiar o canapea, nu știu cât ar fi de... ar trebui să coste mult la cât e de mare. Cât timp îți ia să faci, de exemplu, un portofel? Să mă refer Pentru la spre la portofel sau tatuaj. numai tatuajul? Doar tatuaj.
Depinde, undeva la 3-4 ore, dacă stau bine pe el. Depinde și de complexitatea tatuajului, că sunt care au mai multe detalii, care sunt culori. Dacă am pe acolo 3-4-5 ore. Da, pare să fie mult, mult de lucru Mai un la un pic, da. tatuaj. Și ar trebui să se reflecte și în prețul final. Da, dar acum vezi că ori vrei să te lauzi că ești artist și ce faci, ori vrei să vinzi portofele. Și atunci degeaba pun 400 de euro că stau și mă uit la ele cât sunt de artist. Dar am acum ceva la vreo 600 de euro niște portofele dacă serviți. Am făcut un proiect Ia cu... să vedem. Să vedem, să vedem. Nu-s la mine, numai dacă vă uitați, cred că am în highlight pe Instagram la Septa Peccata Mortale, îi zice. Lucrasem cu un băiat care mi-a făcut și logo-ul, el e grafician, să-i zic, cred că lucrează în line work cumva. Și mi-a făcut 7 desene, salea de pe perete de acolo din spate, sunt cele 7 păcate. Și inițial le făcuse la dimensiunea portofelului, dar în momentul în care am pus pe portofel, a dat un picuț, fiind un portofel care îl poți zilnic și pui mâna pe el, m-am gândit la un dacă nu o să țin așa bine și nu se vede desenul, și atunci am renunțat și am făcut cumva capul numai a tipului din cele 7 păcate, numai puțin să văd dacă am. Aveam pe aici ceva desene. În fine, o să vină portofelul într-o cutie vopsite. Asta zic, dacă vă uitați pe Instagram, sigur le vedeți. Lanț de piele, lanț de alamă, portofelul și plus de asta o să fie un print cu modelul respectiv de desen care o să fie unicat. Deci le mai am eu, le mai are cine le-a făcut originalele și o să fie în pachetul de portofel a clientului, care cred că o să le țin eu pe aici pe raft. Dar da, la calculele care le-am făcut, cam pe acolo bate undeva spre 500 de euro pachetul, că nu-i numai portofelul. Pe lângă portofel, ce mai e? Deci o să fie un lanț de pantalon de piele împletită, din lanț de alamă, un key holder. Și la fel, ce e scumpă e și chestia asta de printul de la desenul respectiv. Și la cutia e îmbrăcată frumos în materialul care e și în interiorul portofelului, e și tapizată cutia în interior. N-am acum că le-am dus la Timișoara la poze. Cred că ar fi interesant dacă ai și cu produsele astea în afara țării, pentru că Asta vreau să fac acum, adică să-mi fac site-ul și eu am tot fost pe la evenimente, am fost și pe afară. M-am axat cumva pe convențiile de tatuaje, fiind și în domeniu, mi-au plăcut tot timpul să mă duc la ele și atmosfera. Acum am fost și prin țară pe aici, dar da, pe afară ar fi. Că la noi am vândut la toți și... Ai vândut sau ai dat cadou și ți-ai închis Și piața, și gata. și și. Da, aici s-ar putea să fie și chestia cu datul cadoului, că nu prea. Păi nu, poate ai convenții la Iași prin octombrie, eu știu, să Am împuși fost doi la iepuri. Am fost în martie la Iași și se mai ține în Știu. iunie una și poate ajung în aia, la aia din iunie iară. La una din martie mi-am făcut și eu tatuajul la Iași. Primul tatuaj și singurul de vreo 8 ore a durat tatuajul. Nu anul ăsta, nu? Nu, anul ăsta când ne-am fi văzut, nu. Să fie vreo 4 ani, cred. Da, acum mai organizează în iunie altcineva în Iași. Nu mă știa, frații bombă. Ei, mai scrie pe acolo când mergi, că cine știe, poate ne vedem, oleacă. Bun, las că te anunț. Păi în iunie, 18 iunie parcă e.
Știi cum e? Mai mult până departe. Și mâine departe. Da. Acum, la fel cu evenimentele astea, nu știu. Cred că s-ar merita de mers la, cel puțin în Cluj, se face un fel de târg de design, în care zic eu că se fac super multe târguri și în Cluj, dar la fel fiecare cu ce face și prețurile cât sunt de accesibile să mergi. Că eu, de exemplu, cu portofelele tatuate astea mari la 700 de lei, nu prea vinzi de 700, mai mult îți faci reclamă și le vinzi alea de 200, 300, Vitrina. puse de brichete, lanțuri de pantaloni, cam... Eu tot timpul am fost pe teoria că cine merge la un eveniment ar vrea să-și cumpere și de acolo, și de acolo, și de acolo. Și atunci nu o să vină numai dacă te urmărește și vrea neapărat să ia de la tine. De altfel, ia chestii mici. Deci să fiți pregătiți dacă mergeți la evenimente, să aveți chestii micuțe ca să scoateți banii de stand, de drum. Măcar contactul, dacă le ia și tot e bun, că se Bine, acum, descurcă da, după aia. asta e chestia de reclamă, puțin că mai ajungi probabil în Iași și cineva te urmărește și vrea să vadă exact cum e, să-l vadă live, să pună mâna pe el sau ceva și poate urmează o comandă sau ceva. Dar cam așa e cu evenimentele. Ok. Observ că ai poze foarte, foarte bine făcute. Sunt făcute într-un anumit fel. Ultime, La numai ultimele. Timișoara, n-auzi? La Timișoara, toate sunt făcute acolo. Oh, nu, 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 nu. Astea, numai astea cu proiectul cu cele 7 păcate trimise la Timișoara, restul le fac aici pe masă, cu telefonul. Asta e masa de lucru. Da. Aici unde stau eu, stau toată ziua. Păi dacă te uiți așa la artizani, în mare parte, cam știi care e locul de lucru. Cam acolo fac și pozele, că one man show cât te poți să faci? Păi Da. da, și cine are loc acum să-și facă cu lumini? Bine, acum dacă vă uitați la poze, ultimile sunt făcute mai cu obiecte pe lângă, că înainte le făceam efectiv pe foaie de aia craft, maro, cu care împachetam și era cam basic un picuț și de ceva vreme m-am apucat și eu să mai vopsesc o masă, să mai pun o scândură, o bucată de piele. Dar cine are loc să-și facă setup cu lumini și cu aparat foto și ăsta, are, cine nu, nu. Mai convins, dacă ajung la Cluj, ceva tatuăm, ori pe mine, ori pe bucat de piele. Așa, așa. Dacă ar fi să dai niște sfaturi legate de poze pentru începători, care ar fi? Chestia e că și eu sunt începător cu pozele. Acum tot m-am gândit și eu să-mi iau și eu aparat foto și să fac poze, dar mă gândeam cât e de complicat să mut după aia pozele. Bine, că acum sigur aparatele noi ți le trimit direct pe telefon dacă îi. La urma urmei, lumea tot pe telefon se uită la poze și cum zicea un prieten, bine, mă, acum vrei să dea zoom până să vadă toate defectele de pe portofel, lasă, dea numai o dată și după aia să fie blurry, că e ok. Na, și am rămas la telefon, dar da, contează setup-ul puțin. Adică ce am văzut și eu pe la câțiva pe afară care urmăresc chestiile astea, o brichetă, o sculă de piele, o cană de cafea, știu eu, depinde de tematica portofelului, să zic așa, sau de culoarea pielii folosită, cumva să găsești niște prostii pe lângă portofel ca să umple poza. Sigur se numește cumva în termenii de fotograf, dar nu mă pricep. Și la fel, acum sunt o grămadă de aplicații de astea micuțe pe telefon în care ai băgat, ai tras de 2 ori în stânga, în dreapta și ți-ai mai reglat un pic lumina sau... Ok, super. Știu că tu ai mai multe proiecte în lucru, adică lucrezi pe mai multe pe mai multe planuri, da? Și cu... Să Te rog. câștigă bine din piele, de aia. asta vreau să te întreb. Cum reușești să le împarți pe toate? Să le Păi împaci nu pe prea toate? reușesc, că nu mă ocup de toate. Adică am, cumva să zic că pielea e 50% din viață, să zic, și 50% fac piercing la un salon de tatuaje. Deci cam astea două-s.
Și pe lângă asta m-am apucat acum câțiva ani, am renunțat puțin de făcut niște chestii cu cranii, cu, zic eu, că salvez animalele moarte de la intrat înapoi în pământ. Tot felul de lămpi, de sunt pe acolo prin spate, pe undeva, pe rafturi. Raftul cu mortăciuni. Dar n-am mai prea avut timp să mă ocup de ele, că m-am intrat pe piele un pic mai serios și au rămas în spate puțin proiectul. Ok, și care ar fi un plan pe următoarea perioadă? Care sunt Păi, acum, intențiile? prima chestie e să-mi termin și eu site-ul ăla într-un final, că atâta l-am lălăit și l-am lungit. Și... Bine, lucrând mult pe comandă, nici n-am prea avut ce să pun inițial. Am vrut să-l deschid, să pun un fel de portofoliu, că nu prea aveam portofele, dar acum am tras un picuț mai tare și mi-am făcut niște stocuri, să zic așa, mici, nu mari, deci nu vă imaginați că am sute de portofele. Și atunci aș avea ce să pun și pe site-ul ăla un picuț să meargă și, nu știu, eu mi-aș dori să mă urc într-o mașină să mă duc pe la tot felul de întruniri, moto, pe la chestii de astea. Mă trebuie să și stai undeva să faci portofele. Da. Dar cam asta. Și da, mi-ar plăcea super mult chestia asta de, nu știu dacă îi zice concept store, să mai un picuț o locație mai centrală în care să poată să vină lumea să bea o cafea, să ai afișate pe rafturi portofele, curele, ce ai făcut, știu eu. Ar fi o chestie aia, dar la fel presupune costuri mai mari de chirii, de... Poate chiar o cafenea ar fi Da, ceva acum nu chiar cafenea, dar să fie atelierul și să ai... Acum oricum mă gândesc că în mare parte din oameni lucrează acasă, ca și mine, că e mai ieftin și n-are rost să... În afară de... Cum îl cheamă? De la Brașov, de are magazin. Sebastian Sebastian, așa. Dâncea. Da, bine, el mai mult acolo e design și concept și... Nu, aia e chestia, că... Spune poveste. Da. Dar na, ar fi ceva interesant așa din punctul meu de vedere să aibă acces lumea la tine în shop să vadă că pe lângă portofele mai ai și curele sau breloace sau brățări sau ce mai faci. Da. Ok, super. Dragilor, dacă simțiți nevoia să interveniți, vă rog să vă deschideți telefoane și să Salutare, mi-am pornit eu vorbim. microfonul. Te rog, Lucian. Voiam să-i spun colegului că l-invit la Sibiu. E o întâlnire moto la final de săptămâna viitoare, mi se pare. Păi, O comisia să... de tatuaje la Sibiu, în 26, parcă. La curmătură e o Ah. întâlnire moto. Eu tocmai mi-am luat carnetul, de asta zic, abia așteptam să ies eu asta. Eu Așa. o să ajung la Sibiu în data de, numai puțin să mă uit să zic exact, în 26, 27, 28, e convenția de tatuaje de la Sibiu și o să fiu și acolo. Na, păi atunci te invit la o cafea pe la mine, dacă ai drum. Ne auzim. Da. Oricum, și la chestiile astea, ești ca și la mall, de la 10 la 10 trebuie să stai acolo la stand, deci nu prea ai vreme să te plimbi să vizitezi. Mai, tu ai pomenit de motocicletă. Eu am zis, hai cu motocicleta, nu neapărat să vinzi produse. Dacă aș avea motocicletă, aș veni cu motocicleta, dar nu am. Eram convins că ai motocicletă, la cum ai zis-o, de asta am Nu, zis că nu, te nu. aștept la salon, okay, la întâlnire. Ok. Atâta cât că cred că ar fi și clientele de-a mea pe la întrunirile alea moto. Cu siguranță, tatuaje, motociclete se cam pupă. Zic da, că... Da. Deci cam așa o să ajung la Sibiu, la convenție. Te invit pe tine la o cafea acolo, că eu nu o să am timp să plec, că trebuie să stau să vând. Am înțeles. Ieri am fost într-un atelier frumos de tatuaje, Gianni Tattoos sau ceva de genul Da, ăsta. da, da. Așa. Știu. Bine, hai să nu monopolizăm discuția cu asta. Ne vedem la Sibiu. Bun.
Cios. Pa, pa. Bun. Mulțumesc, Lucian. Hai să vedem, mai sunt întrebări? Oameni, oameni, mai tatuiezi oameni sau nu? Oameni n-am tatuat niciodată. Du-te, mă, nu te cred. Nu, m-a atras, nu știu, adică îs de 15 ani în salon de tatuaje, s-a acolo, s-a tatuat și eu tot. Oameni vii, stai, stai să precizez, oameni vii să tatuezi. Oameni vii, da. Dacă nici mișcă, mort nu, n-am nu. Tatuat. Era la un moment dat o discuție undeva pe grup de ceva cu asta. Sunt oameni care tatuează pe piele de om. Moartă. Și o vând. Deci cineva vindea la un dat o bucată de piele tatuată de el pe o bucată de piele de om. Dar n-am tatuat nici pe mort, nici pe vii. Da, asta nu cred că Băi, e deci legal, dar... eram ferm E convins statul că pe undeva. tatuez. Nu tatuez deloc. O gaură în ureche, dacă vrei, te ajută. Cu tatuaje nu mă bag. Bă, am una, rămân așa acolo, rămân liniștit. Deci înseamnă că doar pe piele tăbăcită, dacă ne vedem, mai se Așa, tatuez. așa. Ok. Discutasem de fonduri europene. Mai povestește-ne puțin din zona asta. Dacă ar fi să recomanzi cuiva, ai recomanda mai degrabă celor care lucrează sau vor să lucreze în mod industrial, mai puțin către handmade, nu? Acum și pe handmade, dar la fel, dacă faci ceva bine handmade, că și aici e handmade, handcraft, care cum vrea să le vadă și le... Adică trebuie să te miști bine, să vinzi bine ca să poți... Pe ce am luat eu, de exemplu, au fost doi angajați numai. Na, la doi angajați, la un salariu minim, e încă un salariu contribuțiile. Plus impozitul prevenit, plus contabila, plus toate chestiile astea. Deci trebuie să vinzi un picuț ca să-ți permiți să întreții. Și plus că au condițiile lor acum cu proiectul. Adică trebuie să iei o sumă de bani, până într-o anumită perioadă trebuie să faci niște bani ca să ieși a doua tranșă. De asta adică, deci cred că ar merge pe ceva mai de serie puțin. Tu tinzi să rămâi la serii mici, nu? Sau la unicate, mai degrabă decât la serii mari, Cumva nu? da, adică în ultima perioadă am reușit să-mi învăț, să zic, și clienții să accepte modele de portofele pe care le fac eu, fără să mai vrească să fac eu, știu eu ce modele ori mai avut ei luate de pe undeva și le vor totalia sau ceva de genul. Și atunci recomand modelele mele, am rămas la, nu știu, 4 sau 5 modele de portofele pe care le am eu. Și îmi place și cusutul, îmi place să tai, adică nu știu dacă aș trece eu personal acum ca și firmă, să zic, să iau pe cineva care să coase la mașină, să facă genți sau halate sau ceva, da, așa ca și dezvoltare, dar eu personal aș rămâne la chestia asta. Adică de aia m-am apucat, că îmi face plăcere. Pe ce alte materiale ai mai tatuat, în afară de piele? Păi nu prea pot să mai tatuez pe alte chestii. Mai pe cauciuc. În domeniul ăsta de tatuaje este ceva silicon, cred că e nu chiar cauciuc pe care exersez, dar în rest nu prea. Eu mi-am mai tatuat bocanci, chestii de astea, dar la fel tot piele, că nu... Nu cred că merge pe altceva. Pentru tine, cum arată clientul ideal? Care este Cu bani. profilul? Ce anume urmărești atunci când... Cu banii la vedere, nu cu bani, că așa... cu bani și fără portofel. Nu cred că am client ideal, să zic așa. Acum, da, fiecare probabil aș vrea să-și vândă produsul la cineva care îl apreciază și nu pe mine ca persoană, apreciază produsul și să fii mândru că îl ai dat la cineva care n-ai pe ăsta. Dar nu am așa... Banu-i ban, vorba aia.
Da, până la urmă, înainte de a vinde cuiva ceva, e important să creezi relația. Și Asta e chestia, da, am și eu clienți care cumpără efectiv, numai așa că cineva zicea la un moment dat că uite, soțul meu te apreciază foarte mult și văd că te tot urmărește și asta vreau să-i fac cadou un portofel. Bine, asta era puțin mai de mult. Au avut un portofel care nu l-am făcut eu, deci au zis că vrea să-l fac așa de nici măcar portofelul nu a fost ce am făcut eu și la fel de sen, au vrut un avion că omul era pilot sau ceva de genul. Eu aș fi făcut un craniu cu o cască de pilot sau ceva de genul. Am vrut să-i spun la un moment dat, s-ar putea să nu-i placă soțului tău, dacă îi place ce fac eu, să nu-i placă ce cadou i-ai făcut. Dar la fel, acum fiecare cu de asta zic că ce-i super, acum depinde fiecare ce vrea să facă. Eu am început să renunț să mai fac ce vrea clientul. Pentru că pierzi mult pe design, bani care nu poți să-i ceri la om. Dacă vinzi portofelul cu 300 și el îți vine cu un portofel de-a lui cu 5, 6, 7 buzunare, eu cel puțin stau să le gândesc de la zero și pierd mult timp pe partea asta de design. Da, și pierzi și din identitatea brandului tău, pentru că Exact. pierzi din esență. Da, așa e. Și Ok, super. de asta am și început să fac. Să fac eu serii cu tatuaje cu ce vreau eu. Mi-aleg o tematică, fac o serie de 5-6 portofele și atunci clientul, știu eu, dacă e nehotărât și nu știe, poate sare în ochi ceva din ce am făcut eu și cumva nu mai stă să se gândească ce și-ar face el pe portofel. Uite ce întrebare mi-a venit acum. Dacă ar fi să construiești un stand în care să expui tot ce faci tu, cum ar arăta? Eu am stand așa când mă duc pe la convenții, adică, na, acum nu-i construit, adică nu am masa și ăsta, dar la fel ca și în poze, mi se par super importante chestiile astea. Mie cel puțin îmi place alama super mult și atunci îmi tot iau tot felul de chestii de alamă și lemnul ars, lemnul închis la culoare, cumva, chestia asta mai de, nu neapărat industrial, să zic așa, dar trebuie să-ți arăți identitatea și în standul ăla cumva. Adică am avut oameni care au venit pe la convenție și au zis, ai ce, o să vreau să vorbim, să facem o colaborare, cam un magazin care seamănă cu standul tău. Adică e piele pe masă, lemn, tot felul de chestii. Îmi duc o grămadă de chestii, îmi duc pe la convenții și le pun pe masă. Cuțitul meu personal, portofele personale, cranii de ceramică ce mai am în care pun bombone sau sticăre, ceva de genul ăsta. Deci trebuie să-ți creezi cumva un stand, nu ajunge numai o față de masă cu portofelele pe ea, părerea mea. Corect, corect. Trebuie să introduci clientul în lumea ta și atunci Exact. trebuie să creezi o poveste în jurul produsului. Da? Ca să... De asta mi-ar plăcea să am și shop-ul ăla central de care ziceam, în care să vină lumea să vadă identitatea, să știu eu, mai faci niște tricouri, mai faci niște șepci, niște chestii care să le ai pe lângă cumva, că poate cineva are portofel de la nevastă și nu vrea să-l schimbe, dar te-ar susține și ar lua un tricou sau știu eu. Ai scris mesaje de genul ești soțul perfect sau soțul ideal? Dar încă nu am făcut de alea. Singurele chestii motivaționale care le am acum, mi le-au făcut la CNC, Philip și Măscu, Stay Strong și Stay True. Cam atâta. Mai mult nu mă duc. Nu, dar asta Salut, cu salut, soțul salut, salut. sau soția ideală sunt modalitatea modernă de a-ți castra partenerul, știi? Da. Nu m-am prea băgat la chestiile astea, că nu mi-au plăcut niciodată. Iar nu-mi place. Nu neapărat că nu-mi place, dar nu mă asociez cu târgurile astea unde e plin de cerceluși, brățărușe și alea handmade, dar parcă nu mă integrez acolo în chestiile astea. Și am ținut-o. De exemplu, nu prea fac chestii pentru femei. Adică poți să și o femeie să poarte un portofel de ăsta, dar am evitat
să mă bag în chestia asta de femei, pentru că au multe gânduri, multe pretenții, multe în sus și în jos și am zis că nu. Băi, tu mă descrii pe mine acum, să mor eu. Salut, Salut, salut la toată lumea. Liviu. Să mor eu, mai descris pe mine. E aceea. Băi, eu nu sunt misogin. Mă întreabă femeile, dar de, nouă, de ce nu ne faci? Bă, nu sunt misogin, dar voi sunteți foarte pretențioase și nu vreau să mă cer cu voi. Da, Mai și bine nu vă fac. ele Și au o nu gamă gravez. super. Nu gravez vis-a-vis de chestia asta. Dacă vine cineva și zice soțul meu iubit, refuz să gravez. Spun, eu n-aș purta așa ceva. Hai să căutăm altceva. Nu Da, da, gravez. da. Acum ce am observat și eu și mai mult din partea asta de cum am fost manager la salon, s-ar putea ca clientul care vine să ia de la tine să nu aibă nicio treabă cu domeniul ăsta și nu știe. Și atunci, dacă vrea să ia pentru soțul ei sau pentru prietenul ei, tu probabil ca și bărbat știi mai bine ce ar purta omul ăla. Și atunci, dacă îi explici un picuț omului 5 minute, s-ar putea să-l convingi că nu-i bine ce vrea și mai bine cum știi tu să faci. Exact. Și pentru asta ea la fel iasă și portofelul tău mai ok de prezentat în niște poze decât eu am super multe care nu le-am pus pe Facebook că nu mi-au plăcut desenele, dar le-am făcut pentru că așa a vrut clientul. Deci de fapt am mai multe lucrări, nu numai ce se vede pe internet. Toți avem și ascundem de ochii Da. ochii lumii. Acum ai banul omului, dacă omul vrea și tu asta faci și ești dispus să faci chestia asta, vorba aia, curentul, gazul trebuie plătite, deci nu poți să fii. N-am ajuns la nivelul ăla încă în care să zic că nu fac, că nu vreau. Care e cea Încă. mai, care e cea mai ciudată ce pe care ai avut-o până acum? Nici nu știu. Nu pot să mă gândesc acum să zic așa să. Sau care e cel mai neobișnuit lucru pe care l-ai făcut? Asta zic că nu trece prin cap acum să mă gândesc așa oare ce am făcut. Am mai făcut la un dat ce am făcut și mi-am ieșit un picuț din mână așa un tablou cu un portret de câine pentru cineva. Și mi s-a părut destul de tare, nu mă așteptam să iasă așa bine, dar a ieșit super ok și a semănat bine cu câinele. Și ar fi o chestie și tablourile astea tatuate, cred că. Numai la fel, de exemplu, la mine nu știu câți oameni știu chestia asta. Nu știu dacă n-am făcut eu probabil bine prezentarea sau ceva. Am mai tot încercat să fac filmulețe în timp ce tatuez, dar sunt mulți care vin și zice, nu-mi pictez și mie pe un portofel ceva. Zic, omule, dar eu nu pictez, eu tatuez. A, tatuezi? Și asta zic, deci sunt care nu, nici măcar nu știu ce fac exact. Le or fi văzut pe undeva sau ceva, dar nu au fost curioși să vadă cum sunt făcute. Ok, hai să vedem. Mai sunt întrebări pentru Vlad? Da, când mă tatuează și pe mine. Acum ai venit târziu. N-auzi, bă, că nici viu, nici mort nu te tatuează. Înseamnă că n-am prins. Vlade, da, fii sincer cu noi, da, sincer, te rog, nu ne ocoli. Câți ani ai, mă, omule, că tot nu m-am prins. Cât îmi dai? Dar nu dau, că eu de-abia țin pentru mine, ce să mai dau și la alții? Acum în iunie fac 40. O, mulți înainte, copile, să trăiești, să fii Mulțumesc, sănătos. mulțumesc. Câți ai? 42? Așa, cam așa. Foarte tare, băi, deci toată admirația. Asta cu tatuajele m-au bântuit foarte mult. Te-am mai întrebat eu, dar finuț, așa, că nu... Pe unele postări, dar e foarte tare ideea. Acum râd în glumim, dar ideea e foarte mișto. Mulțumesc, mulțumesc. Eu am tot căutat așa pe internet să văd dacă se mai fac, dacă chestia e că cine tatuează pe oameni, tot timpul am avut ideea asta, cine tatuează pe oameni niciodată nu o se lase de tatuat oameni să facă portofele pentru că câștigi mai mult la tatuat de pe oameni, deci Clar. automat ei sar din concurența mea, știi? Și atunci cine o să se apuce de la zero de tatuat, o să aibă un picuț de timp, o să aibă nevoie de un pic de timp să mă ajungă. De, da, este drept că este mult de experimentat, mult de stricat, mult de încercat. Am avut niște tentative cu un prieten care avea aparat, mă rog, mi s-au îndoit vârfurile la ce am zis că o dăm în măsa și mai dăm pace.
Dar ideea mi-a rămas așa, băi, ar fi fain, dar acum pe lângă aparat îți trebuie și talent, știi? Degeaba da, ai aparat trebuie să și ai un pic știi cum să de faci mână. dacă... Ți-am zis, e chestia un pic dacă ai greșit sau dacă ai fugit cu acul pe lângă linie, e greu de reparat aici, știi? Că nu-i pe pielea omului, dacă nu insisti, tușul ăla o să iasă la un moment dat. Sau dai cu acul gol și scoți cumva cerneala când se vindecă. Dar pe pielea asta, dacă ți-a fugit un pic mâna sau ți-a stropit un picur negru la 5 cm de desen, unde să zic că nu-l mai poți acoperi, n-ai ce. Ori inventezi un desen nou, ori e o bucată nouă de piele. Altceva. Și Da, 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 da. Deci zici chestia că... la mine e că eu le tatuez după ce e gata portofelele. Deci nu tatuez Mamă, înainte. risc maxim. Pentru Risc că... maxim. Pentru că e chestia mai mult după aia de finisat, de cusut, de tot și să nu strici cumva desenul până îl tot manevrezi, până... Și m-am obișnuit așa, la final îl pun bine, lucrez super curat eu, știi, nu prea stropesc așa pe el, dar la final fac. Da, deci zici că vegetala nu-ți place, absorbe prea tare Nu, sau... nu, nu, am lucrat și cu... Lucrez și pe vegetală, ține bine, inclusiv cromul ține super ok. Păi chestia că ți-am zis, e linia aia care o tragi și acum depinde încă, cred că nubucul ăsta sugativează mai mult decât vegetala. Cum e poroasă un picuț pielea, sugativează mult mai tare și mai împrăștea decât vegetala. Vegetala chiar se ține ok. Nu am prea lucrat eu că nu prea m-am chinuit să fie, să zic că e portofel din piele vegetală, e portofel și gata. Da, da, bine, face patina altfel vegetală. La fel, eu nu prea am nevoie de patină, că dacă face multă patină, strică, dar ajunge și la desen, știi, dacă nu-i protejat bine și... Te-ai orientat perfect și felicitări, că chiar, chiar face treabă foarte mișto. Mulțumesc, mulțumesc. Care sunt avantajele... Ești printre urmăritori acolo. Care sunt avantajele tehnicii în comparație cu, nu știu, serigrafia sau alte metode de a pune culoare pe produs, pe piele? Păi nu știu acum că altceva n-am făcut, deci nu știu cum rămân astea pictate în timp. Cine pictează, că sunt câțiva care le pictează, mă gândesc că de protejat tot cu chestia asta de vopsele se dă peste. Da, tot cu ProResist sau Rezolinda ProResistului la culori. În schimb, dacă este foarte folosit și mâinile nu scurate sau transpirate, toate suferă mici modificări, să știi. Astea care le ai tu, Adis, e printat direct pe piele, nu? Nu-i pictat. Ce mai deci, ai? Doar cele cu Joker-ul sprint, restul așa, sunt pictate. Da, alea. Carving și pictate. Da, așa. Da, da. Păi am inițiat un pic și soția și văd că se descurcă, e pe calea cea bună. Deci este carving și pictat și chiar am văzut unul făcut acum ceva vreme, nu știu, să fie vreo 2 ani. S-au mai schimbat un pic culorile, s-au mai închis, dar se ține bine. Ideea la carving completat cu pictură e faptul că ai și volumii pe aia, care da, le simți, știu. Știi? Și te ajută. Și te ajută, practic, partea de deasupra e mai expusă, dar îți rămân volumele. Asta știu, îmi place și mie carving-ul cum iasă și arată super ok. Sunt câțiva care fac carving super, super ca lumea. E mult de lucru și de învățat și de experimentat și dacă mă schimbi pielea și nu gândesc. Mai găsești la fel, se schimbă iar lucrurile și așa mai departe. Na, e un domeniu și ăsta. Da. Da, chestia aici la tatuaj e că intră bine în piele și rămâne acolo, dar la fel și aici fiind portofel, pui mâna pe el, la un moment dat se duce și chestia asta, fixatorul ăsta de vopsea, că și ăla e o poșghiță. De exemplu, la mine, uite cum e aici să zic, eu când dau cu acu, tot pe unde bag culoare și tot îmi rupe pielea. Deci pielea asta e ceva... Da. Rom, că e lucioasă, se vede pe ea, deci e închisă bine, e sigilată. Și atunci eu unde intru cu acul și dau cu acul unul pe lângă altul, mie îmi rupe tot sigiliul ăla și îmi face pielea, piele întorsă, să zic da, așa. Da, da, da. Și atunci eu când dau cu fixatorul, pe porțiunea asta fixatorul va dispărea, se face o poșghiță de aia și se duce de la uzură. Și se ia și acolo rămâne.
Și aici rămâne, pentru că aici intră în piele fixatorul ăla. Cum am rupt-o și am zbârcit-o toată, fixatorul intră cumva în piele și nu se duce ca și pe pielea asta altă, pe partea asta altă. Că am făcut ceva portofele din ceva nubu, cred că e și ăsta mai pe acolo, și l-am văzut, l-am mișcat de două, trei ori și a început să încrepe fixatorul ăla. Se vedea așa ca și când te bronzezi, se duce pielea. Dar de aici la fel, de pe desen nu se duce și atunci îl păstrează bine. Dar fiind purtat cu blugi negri, cu tot felul de chestii, inevitabil să nu se închidă la culoare. Băi, dar nimic nu ține o viață până la urmă, știi? Portofelele mele țin o viață. Da, mă scuz, nimic nu ține la nesfârșit, am vrut să zic. Așa, M-ai așa, prins, da. Gata. Să-mi spui ce beri, bei ca să nu vin cu mâna goală. Vlad, sunt ceva limite legate de culori? Adică, nu știu, culori mai închise, mai deschise, mai puternice? Am făcut inclusiv cu alb și s-o păstrat destul de bine, deși a fost o bucată mare de portofel făcută cu alb, că așa era logo-ul respectiv. Chestia e că tușurile, eu mai folosesc tușuri de pictură, să zic așa. Acum, în domeniul ăsta de tatuaje, s-au făcut niște reglementări noi și tușurile care erau până acum vechi nu mai izbune că conțineau ceva. Și acum le-au trecut la tușuri de pictură ei. Chestia la culori că e mai gros tușul și atunci trebuie diluat puțin ca să intre mai ușor. Dacă nu, în momentul în care se uscă, se face praf cumva și super ușor să dai din greșeală pe lângă un pic. Să-l împrăști când dai cu fixatorul sau ceva. Dar așa ca și culori nu. La fel, combinațiile astea, mai vine cineva cu câte un desen, super multe nuanțe, nu prea... Am mai încercat eu să combin, nu știu, gen să intru cu între galben și roșu, să fac portocaliu ăla, cam greuț un picuț de combinat, de scos nuanțe direct pe piele, nu zic în căpăcel să le combin. Ok. Dar nu prea sunt limite, să zic așa. Ok. Sunt curios de ce alegi să tatuezi când e produsul finit și nu înainte. Acum, dacă stau să mă gândesc bine, cred că așa m-am obișnuit. Cumva, pe ideea asta de a nu... Deși dacă îl dau și îl protejez, n-ar mai trebui să stric desenul sau ceva de genul. Dar asta zic, că de la început, de la bucata de piele până ajungi la final cu toate finisajele, cu tot, cumva mai mult de manevra la el. Și atunci prefer cred să... Cred că îl încadrez. La cred fel, că în primul rând sau încadrez mult mai fin pe produsul finit. Și dacă ți-ai dat mâna și n-ai teama că o să strici, sau mă rog, exact, poate exact. Ți s-a întâmplat să bulești, dar procentul de eroare e destul de mic dacă ți-ai făcut mâna. Și atunci e mult mai fain pe produsul finit. Chiar poți să mai adaugi ceva față exact, de ce aveai în plan inițial. Bine, că asta poți să faci și dacă faci inițial tatuajul și după aia termin portofelul și zici, mă uite, aici aș mai pune ceva, știi că poți. Oricum spargi pielea, da, cu acel. Dar nu se duc vârfurile la ace sau spui categorii, nu știu asta... Eu folosesc ace de 3. Acum alea înseamnă un vârf de ac de cusut, cred că ceva de genul, că sunt mult mai subțiri. De tocit nu se tocesc. Singura chestie e că fiind 3 ace, în timp se crăcănează. Și atunci nu mai poți să tragi linia aia subțire și deja se îngroașă linia. Și atunci le mai schimb și eu din când în când. Adică le schimb cam la fiecare portofel. Nu știu, un leu, asta un ac. Asta voiam să zic, că le schimb destul de des, adică dacă ține un proiect, deja e bine. Da, cam așa, la un portofel, un ac, să zic. Și mai folosesc și ace de 1 la, dar nu am acum nimic aici făcut. Am mai descoperit o chestie de a da niște umbre mai fine undeva, dacă trebuie dat ceva mai finuț, cu ac de 1, adică e un singur ac care e super subțire, rupe mai tare pielea fiind așa subțire, dar lasă niște puncte, adică, cum să zic, eu nu fac umbrele ca la tatuaje care se vede că e umbră frumoasă. La mine e cumva dot work de ăla, adică unde e umbra mai intensă, sunt mai multe puncte. Da, în puncte.
Dar bine, Sunt mai puncte multe nu date, puncte, da. nu date fiecare separat, cumva merg cu aparatul și aparatul cum bate, așa îmi sare și îmi face distanță între puncte. Cam așa fac eu umbrele la anumite chestii. Da, e un domeniu fain. Fain și... Mamă, deci nici nu vreau să mă gândesc. Încălțăminte, tatuată. Am, cred că pe aici nu am puțin să arăt. Ia să văd. Bine, sunt mai vechi puțin ghetele, dar chiar și astea, pe astea nu am dat cu nimica de protecție. Ia uite ce fain. Deci arată chiar super fain făcut așa în vârf. Foarte fain. Și dacă zici că-s mai vechi, s-o și ținut bine. Aici prin se mână. Vede un picuț, s-o dus chiar la început, s-o șters un picuț, s-o împrăștea negru ăla. Dar restul ținut super bine și am și spălat. Deci spălați cu apă, cu perie, dat pe ei. Și-o rămas de asta, zic că intră Oho. Super, super bine în Apoi piele. și pielea, cred că e, și pielea, cred că e ceva mai deosebit la ghetele alea. E Timberland. Noi tot Ai, piele. ce e ăsta? Ăsta ce-i sucuri? Ce face ăsta? Că nu-l știu. Ceva de genul, da. Așa. Da, au ei pielea aia, tot un năbuc, Buc, ceva. da, ca aia și la ei. Și da, arată fain așa. Mie mi se pare că arată super tare. Acum, probabil pentru unii, am mai văzut ceva tip, dacă te uiți, cred că pe Pinterest, care tot așa tatuează pe ghete, dar ceva scrisuri și niște chestii, dar pare super cunoscut, adică are super multe chestii postate și mori unde îl cauți, dai de el. Nu știu dacă nu-i ceva designer, băiatul. Nu știu cum îl cheamă, dar am în minte imaginea cu ce îmi spui tu. Da, făcea pe tot felul Da. de bocuri și cumva... Și la căptușeală folosești doar textil sau mai folosești și alte materiale? Textil, până acum am prins un material bun, dar ori închis băieții din cauza recesiunii, cred că, care mi-a plăcut și arată super fain. Tiparul ăsta de material arată super ca lumea așa pe portofel, nu-l mai găsesc acum, dar în mare parte cam orice material, ideea e să fie sintetic, să nu absorbă lipiciu, că dacă ai lăsat un picuț mai mult lipici și trece prin material, se uscă acolo și se vede. Deci sinteticul e mai bun. Ok. Super. Bun. Păi ne apropiem de final. Vlad, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și ne-ai împărtășit. Cu mare plăcere, mulțumesc și eu. Și poate... Foarte fain. Poate reușim să ne vedem la... Să ne adunăm cumva. Cumva, undeva. Păi, dacă se mai țin întrunirile astea, sper să ajung și eu. Numai vina noastră dacă nu ne întâlnim, să știi. Da. Bun. Mersi frumos, Vlad. Felicitări încă o dată pentru ce faci. Și mulțumim de împărtășiri. Mulțumesc tuturor pentru că a stat până la final. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou artizan. Aveți o seară faină. Salut. Seară bună. Ceau, fain, seară faină. Seară bună. Ceau, ceau. Bună.